După cum vedeți, este un obiectiv care închide tot ceea ce înseamnă investiție în școala generală numărul 1 din Bumbejiu. Observați că întreaga infrastructură școlară de la această școală și nu numai de la această școală a fost reabilitată în ultima perioadă de timp, iar acest obiectiv este unul special prin destinația lui. Însă din titulatura lui se vede că este special pentru că se numește Centru de zi pentru îngrijirea copiilor aflați în grad de risc. Orice comunitate are și categorii de copii cu statut special. 15 din Bumbejiu vor primi sprijin. Obiectivul a fost finanțat de Ministerul Muncii și de Consiliul Local. Obiectiv finanțat în mare parte din fonduri puse la dispoziție de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, un centru de zi care are o capacitate de 15 copii, care după orele de curs își vor desfășura activitatea în această locație, cum vedeți, care conferă condiții deosebite pentru desfășurarea unei astfel de activități. Ei vor fi supravegheați de un cadru didactic specializat, vor avea la dispoziție un psiholog, astfel încât acești copii să poată foarte ușor fi integrați într-o structură școlară care le asigură o pregătire corespunzătoare. Centrul va începe să funcționeze până la sfârșitul acestui an. Aici, copiii care vor fi găzduiți vor avea posibilitatea să desfășoare mai multe activități. De asemenea, vor primi și o masă. Aici este sala de servire a mesei, o să fie în sistem catering și alături în bucătărie. Investiția va aduce și noi locuri de muncă. Pentru acest centru, primăria va angaja un educator și un asistent social.